Treceți și împartă și eu. Stimați reprezentanți ai mass-media, stimați cetățenii Republicii Moldova, deja un an în urmă v-am informat că cei care tind la guvernare nu vor putea furniza rezultate. Și astăzi tot ceea ce am vorbit cu cetățenii Republicii Moldova s-a adeverit. Niciun rezultat palpabil pentru cetățeni, cetățenii zilnic se confruntă cu sărăcia, cu lipsă de resurse materiale, cu prețurile, cu tarife și cu incapacitatea de plată. În această situație, ce ar face o guvernare responsabilă? S-ar gândi la consolidarea clasei politice, la programe de dezvoltare, la programe de susținere a populației. Dar v-am zis și un an în urmă și am repetat acest lucru de sute de ori, că atunci când guvernarea va demonstra absolută incompetență și nu va putea furniza rezultate pentru cetățeni, nu va putea asigura pâine, va furniza și va asigura doar show-uri. Ceea ce s-a produs astăzi cu colegul nostru, cu ex-președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, este un show de doi bani. Ca și toată campania de intimidare a opoziției, că guvernarea astăzi nu luptă cu sărăcia și nu încearcă să consolideze societatea. Ei luptă cu opoziția. V-am informat pe parcursul ultimilor luni și săptămâni că colegii noștri, deputații din Parlament, colegii din teritorie, că pe SRM are 20 de președinți de raioane, acei care au fost pe prima linie și au primit sute de mii de refugiați, sute de primari sunt colegii noștri, care zilnic sunt intimidați, sunt supuși presiunilor mai ceva decât în perioada lui Plahotniuc și colegii noștri sunt zilnic amenințați cu dosare penale. Este un caz simptomatic și în cel mai mare raion din țară, raionul Cahul, unde colegul nostru a fost reținut pe nedrept. Astăzi, slavă Domnului, se află în libertate că învinuirile nu au fost probate, dar între timp a fost ales un nou președinte de raion. Nu e de mirare, de la pas. La fel, mai mulți colegi din teritorie astăzi au nevoie de susținere juridică, de aceea că sunt desenate intens dosare penale. Zilnic deputații din fracțiunea noastră primesc amenințări și zilnic ne promit diferite show-uri, ceea ce astăzi observăm și în cazul domnului Dodon. Multe învinuiri, învinuiri grave, neprobate și care anterior au fost vociferate de reprezentanții guvernării, în studiouri televizate. Atunci când o guvernare nu este capabilă să conducă țară, luptă cu opoziție. Îi aducem aminte că PSRM este cel mai mare partid de țară, susținut de o bună parte a populației din Republica Moldova. În sondajele de opinie, PSRM-ul astăzi este blocul comuniștilor, socialiștilor, se află pe locul întâi. Și ce face guvernarea? Promite probleme, promite închiderea partidelor și ce dorești. Am propus de mai multe ori un dialog. Am propus soluții și inițiative adecvate în Parlamentul Republicii Moldova. Nici o inițiativă a opoziției nu este luată în calcul și nu este votată. Și iată și este fața adevărată acestei guvernări, care nu înțelege ce înseamnă democrație și nu înțelege ce înseamnă o justiție independentă. Ei sunt deprinși să dea indicații sistemului justiției. Ei au pus oamenii comozi în funcție înaltă în sistemul justiției. Și astăzi se ocupă cu aceste show-uri televizate. În această situație ne adresăm conducerii Republicii Moldova și îi chemăm la rațiune și la abținere, la necomitere acestor acțiuni.
care ulterior pot fi catalogate ca și o imixtiune în justiție. Să știe că există noțiuni legale, ca depășirea atribuțiilor de serviciu, ca abuz de serviciu. Să știe că orice cauză poate fi examinată ulterior prin prisma încălcării prevăzute în codul penal. Astăzi înțelegem foarte bine că acest show a fost regizat de mult. De aceea nu este în țară nici președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Și iată, toată țara observă că în ziua ei de naștere îi dori multă sănătate, se comit aceste show-uri. Ce, este un cadou politic, cadou banal, dar propuneam lor dialog și conlucrare în interesul țării. Mai cu seamă că Republica Moldova trece o perioadă dificilă, că sunt multe provocări. Și am zis, haideți împreună să nu admitem provocări și haideți împreună să muncim pentru consolidarea Republicii Moldova în aceste condiții deloc ușoare. Ei nu au nevoie. De justiție. Învinuirile aduse colegului nostru Igor Dodon sunt ridicole. Am putea înțelege anumite persecutări la adresa opoziției atunci când înșii i-ar demonstra măcar cât de cât rezultate în justiție. Ați văzut cum a fost respinsă inițiativa privind crearea comisiei de anchetă pe hotărâre Curții Constituționale. Noi am avut, noi socialiști, un câștig de cauză important la Curtea Constituțională, care a stabilit că garanții de stat, în cazul furtului miliardelor, au fost comisii ilegal, că s-au tipărit 14 miliarde de lei, ilegal, și mai multe încălcări care deja sunt și constatate de Curtea Constituțională. Cel mai transparent partid, cea mai transparentă guvernare, a respins inițiativa privind crearea comisiei de anchetă și tragerea la răspundere a adevăraților hoți, bandiți și corupți. Am întrebat și guvernarea și justiție. De ce 40 de deputați, PLDM, PL, transfugi, care au asigurat majoritatea lui Plahotniuc, nu sunt investigați astăzi, nu sunt chemați la procuratură și nu sunt cercetați prin prisma îmbogățirii ilicite. Am făcut trimitere la declarațiile conducerii fracțiunii PLDM, domnul Deliu, doamna Ciobanu, care au zis că deputații PLDM și restul au primit sume serioase. Am adresat această întrebare Procuraturii Generale. Am primit un răspuns congenial care și l-am publicat. Este la mine pe pagina în Facebook. Că acest subiect nu a fost și nu a figurat în cadrul urmăririi penale. Procuratura nu a fost sesizată. Dar ce, mă rog, trebuie de sesizat? Dacă toată țara știe că zeci de deputați erau cumpărați. În schimb, doar 4 ex-comuniști astăzi sunt cercetați penal. Dar cei care au făcut parte din acele alianțe pentru integrare europeană, care au votat decizii criminale, s-au furat sectorul bancar, s-au privatizat întreprinderile profitabile de stat, au fost scheme și contrabandă la vamă. Ce dorești? Cunoaște cineva din medii, ori cetățenii Republicii Moldova, măcar un dosar care ar fi ajuns la finalitate? Zero. În schimb, astăzi societății se propune acest show ieftin. Meniți să distragă atenția opiniei publice de la adevăratele probleme și de la adevăratele crime comisiei în Republica Moldova. Repet, am putea încă cumva înțelege dacă s-ar face dreptate în cazuri de rezonanță, dacă s-ar întoarce în Republica Moldova miliarde furate din țară. Atunci, ok, ați făcut ceva și mergeți peste opoziție, dar nu. Ei nu sunt capabili să aducă dreptate. Atunci când la Parlament am propus această comisie de anchetă ca să stabilim pe nume deputații, miniștri, oameni de stat care au votat decizii criminale, care au furat și au contribuit la furturi, zero.
Atunci când Curtea Constituțională a constatat că guvernul în corpore a comis o crimă, zero efecte. Unii sunt mascații care să vină și să ridice pe cei care au votat acele decizii criminale. S-a constatat că Banca Națională a intrat într-o complicitate criminală cu Parlamentul și cu Guvernul și nu a făcut nimic pentru a opri scoaterea banilor din țară. Și ce credeți? Măcar fostul guvernator este tras la răspundere? Nu. S-a constatat că instituțiile de drept nu au făcut nimic pentru a opri scoaterea țărilor banilor din țară. Și ce credeți? Nimic. Astăzi vin după domnul Igor Dodon. Care este scopul acestui show? Ce se dorește în conjunctură regională, în situația care o avem în Republica Moldova? De mai multe ori am apelat, haideți să nu admitem implicarea Republicii Moldova în procese periculoase. Haideți să menținem neutralitatea. Haideți să consolidăm statul Republica Moldova, să asigurăm integritatea teritorială, suveranitatea Republicii Moldova. Niciun răspuns, nicio acțiune, nimic. Considerăm că este un joc periculos. Considerăm că cei care au născocit și au pornit această provocare și merg împotriva opoziției astăzi vor să provoace destabilizări. Cu ce scop? Care sunt pașii mai departe în aceste destabilizări? Și acei jucători care stau în umbră și promovează aceste provocări și destabilizări, ce tind? Ce doresc? Care este scopul acestor păpușari? Opoziția, la sigur, va apăra colegii săi. Așa cum am protestat perioada anilor 2010-2019. Am protestat împotriva crimelor. Am fost în stradă. Am adus corturi la Parlament. Am făcut tot posibilul ca furtul miliardelor să fie investigat. Așa vom protesta și mai departe. Vom apăra fiecare coleg. Și nu vom admite distrugerea opoziției. Nu vom admite aceste show-uri televizate. Nu vom admite aceste provocări. Dar, repetăm, care este scopul păpușarilor? Ce tind ei prin aceste destabilizări? Implicarea Republicii Moldova în ce procese? Am zis și a fost un subiect a mai multor discuții și în Parlamentul Republicii Moldova și nu doar. În perioada de criză, o guvernare responsabilă ar chema la calm și liniște, la conlucrare. Cu toții suntem cetățenii Republicii Moldova. Și cu toții dorim să trăim în această țară. Și am zis că și opoziția are inițiative și are bunul simț. Și dorește să participe în proces de luare a deciziilor, că suntem aleși ai poporului. O bună parte a societății ne susține. Haideți să ne concentrăm pe agendă. Haideți să vedem ce decizii poate aproba Parlamentul și Guvernul. Nu, nimic. Zero. Nu doresc. Ei nu observă opoziția, o bună parte a populației. Ei nu tolerează critici. Iată, cei care se numesc mari democrați nu tolerează nicio critică. Dacă vii cu critică în spațiu public, din start ajungi în blacklist și ești persecutat. Și unde este libertate? Și unde este democrație? Suntem ferm convinși că Republica Moldova, societatea noastră, nu dorește întoarcerea în perioada lui Plahotniuc. Atunci când oamenii au avut frică în sân și se temeau să facă declarații publice. Vom declara public tot ce credem. Și vom critica și guvernarea, și vom face ceea ce trebuie să facă cetățenii active Republicii Moldova. Facem un apel către misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova. Domnilor și doamnelor ambasadori, am avut multiple discuții cu dumneavoastră și v-am preîntâmpinat despre aceste scenarii de destabilizare, de luptă împotriva opoziției.
Am zis și guvernării și ambasadorilor că și lupte politică trebuie să fie decentă, să aibă bunul simț și linii roșii. Fără manipulări și minciună, fără atac la adresa familiei, fără atacuri josnice. Lupte politică trebuie să fie una competitivă, bazată pe dezbateri. Lupte politică trebuie să aibă niște reguli. Toate regulile au fost și sunt încălcate la noi în Republica Moldova. Și considerăm că misiunile diplomatice trebuie să ia act și să vină cu aceleași mesaje cu care veneau până în anul 2019. Atunci când o guvernare admitea fără de legi. Iată astăzi în raport cu colegul nostru Igor Dodon s-a folosit și se folosesc fraze tari. Grupul criminal organizat, ce dorești? Să vă zicem cine a fost și sunt și fac parte din grupul criminal organizat care se află astăzi în stare de libertate și care nu au nicio problemă cu legea? Oare am uitat așa de repede, dragi guvernanți și dragi ambasadori? Considerăm că aceste provocări și destabilizări trebuie oprite. Și mai este timp pentru a-i opri. Și pentru a ne întoarce la luptă politică decentă, bazată pe lege, bazată pe respect față de fiecare cetățean din Republica Moldova. Și ultima, facem un apel către cetățenii Republicii Moldova, către susținătorii Partidului Socialiștilor, sute de mii de cetățeni care știu că noi am furnizat rezultate. Și fiind la guvernare, am ajutat chiar și în criză pandemică. Am ținut prețurile sub control, am ajutat cetățenii, am majorat salarii medicilor, pedagogilor, am oferit peste 1 miliard de lei subsidii agricultorilor. Și am arătat și am demonstrat că Republica Moldova poate lucra și poate trăi bine și poate asigura cetățenilor lor un trai decent. Apelul nostru este simplu. Să fim gata să apărăm democrația, să apărăm libertatea, posibilitatea de a critica, posibilitatea de a se expune public, posibilitatea de a alege și de a fi aleși. Ori atunci când aceste principii de bază se încalcă, statul poate ajunge într-o situație de haos. Facem apel tuturor cetățenilor Republicii Moldova să fim gata de proteste, de luptă democratică și să contribuim la niște reguli democratice și în politică și în Republica Moldova. Să fie respectate administrațiile publice locale, să nu fie intimidări, persecutări. La mii de cetățeni astăzi telefoanele sunt interceptate fără nicio hotărâre a instanței. Și cetățenii respectivi sunt impuși unui comportament ilegal. Să fim gata de luptă, să fim gata să fim auziți și să fim gata să asigurăm în Republica Moldova condiții democratice și decente de trai. Dacă este o provocare, provocatorii, cei care dau aceste decizii ilegale, cei care depășesc atribuțiile sale constituționale sau legale, vor răspunde. Și să fie foarte atenți atunci când dau ordine și indicații. Că în Republica Moldova există reguli. Și ultima, Republica Moldova nu este o insulă. Noi suntem subiectul dreptului internațional. Și facem parte din Consiliul Europei. Și suntem sub monitorizarea Consiliului Europei. Și există reguli juridice clare. Există reguli de comportament. Nu poți modifica Constituția, ori nu poți să bat joc de lege așa cum dorești. Sunt reguli. Și aceste reguli trebuie respectate. Ori Republica Moldova riscă a fi sancționată. Peste tot, în țările Consiliului Europei, opoziția este respectată. Guvernării noastre au venit recomandări clare din partea Consiliului Europei.
consens larg și respectarea drepturilor opoziției. Să revină în câmpul legal și să revină la luptă politică decentă. Ori să asume consecințe. Mulțumesc. Doamna Griceanu. Da, mulțumesc, stimați reprezentanți mass media. Noi, după cât cunosc, am anunțat briefing. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni. Eu de multe ori am spus și nu într-o singură campanie electorală. Lupta politică, lupta pentru putere se desfășoară în perioada campaniei electorale. Și, sincer vorbind, mi-aș dori foarte mult ca noi să avem politicieni înțelepți, cei care ajung la guvernare, ca să guverneze cum scade și să încerce să consolideze toată societatea. Moldova este o țară micuță. Avem vecini de care avem. Acum este nu este stabilă situația politică în jurul Moldovei. Este foarte complicat. Oare nouă ne trebuiește o luptă internă politică și luptă internă de cei care este acum? Noi nu o singură dată, când s-a început ceea ce s-a început în țara vecină, doamna președinte ne-a invitat, inclusiv și fracțiunea noastră, pentru o discuție. Și atunci am avut o discuție foarte sinceră și noi am spus, doamna președinte, noi nu vrem destabilizare. Noi vrem ca în țara noastră să fie liniște. Noi suntem o țară neutră și această neutralitate trebuie să o apărăm. Noi nu putem să facem, să ne permitem să facem niște declarații nechipzuite. Cu atât mai mult, destabilizări când oponenții politici sunt persecutați. Asta este situația actuală. Noi nu ne-am dorit acest lucru. Noi și astăzi am chemat cei de la guvernare să avem discuții. Și este loc pentru discuții. Nu ne trebuiește, lumea trebuie să ne gândim cum să îi hrănim pe oameni, cum să funcționeze instituțiile, spitalele, școlile, dar să nu ne ocupăm cu aceste destabilizări politice. Deci eu mi-aș dori foarte mult și noi să continuăm aceste discuții. Domnul Bătrâncea deja și-a expus care este strategia noastră și ce vom face, dar nu noi ne-am dorit acest lucru. Dacă guvernanții nu înțeleg acest lucru, atunci însuși poporul va decide. Indiferent câte procente a luat unul sau altul în campanie electorală, este important că toți sunt cetățenii Republicii Moldova. Și niciun politician nu are dreptul și nu poate fi adevărul în ultima instanță. Nimeni nu i-a permis lucrul acesta. Chiar dacă ai o majoritate parlamentară, trebuie să te gândești prin fapte concrete. Faceți întâi lucruri adevărate pentru țara noastră, pentru Republica Moldova și apoi faceți ordinea care vreți să o faceți. Dar ordinea adevărată, nu ordinea așa ca să persecuți pe cineva. De ce, stimați cetățeni, noi, fracțiunea noastră în Parlament, o să continuăm acele discuții. Eu mi-aduc aminte perioada anului 2020. Câte legi, proiecte de legi înaintate de opoziție, noi le examinam. În fiecare săptămână. În legislatura aceasta, niciun proiect de lege a opoziției n-a fost cel puțin pus în examinare. Guvernul la toate proiectele a vis negativ. Mi-aduc aminte de o perioadă până în 2019, când guvernarea de atunci lua proiectele opoziției, nu le vota și pe urmă veneau ca cu proiectele sale. Măcar așa faceți. Măcar așa să vă duc capul. Dar nici atâta nu este. Deci noi ne asumăm toată responsabilitatea pentru ce va face opoziția, dar alte ieșiri din situație nu avem. Noi comunicăm cu oamenii din țară, dar încă o dată îi chemăm pe toți la liniște și pace și la calm. Toate forțele politice trebuie să se calmeze. Sunt suficiente forțe politice din exterior care vor destabilizarea în Republica Moldova. Hai noi, măcar cel puțin, să ne consolidăm împreună. Și asta este rolul principal a președintelui Republicii Moldova. Sta deasupra la toate forțele politice și pe toți să-i cheme la calm. Nu este președintele unui partid politic, este președintele întregii țări. Vă mulțumesc! Domnule Bătrâncea, totuși în urmă cu puțin timp, domnul Dodon a fost reținut și într-o 72 de ore. Cum comentați ceea ce se întâmplă? De ce a vorbit jumătate de oră? Dar poate nu știu, o să vedeți acțiunile acțiunea.